Hotelierii nu mai suportă controlele făcute de stat. Reprezentanții din Horeca se plâng că au avut cele mai mici venituri în acest sezon estival și asta în principal din cauza amenzilor. Bilanțul arată că în total în această vară au fost date amenzi în valoare de 11 milioane de lei pentru aproape 500 de hoteluri și restaurante. Cornel Chitucea ne aduce mai multe detalii. Bună dimineața, Cornel, te ascultăm, ești în direct. Bună dimineața! În momentul în care s-a tras linie, hotelierii au luat decizia de a spune că nu a fost cel mai bun an estival și au pus profitul slab pe seama faptului că au fost mai multe controle efectuate în această vară decât de obicei. Vorbim de 2014 controle care au fost efectuate în mai multe stațiuni din țara noastră și au fost aplicate 361 de stațiuni contravenționale. Dacă rămânem la cifre, valorile care au fost generate de către aceste amenzi se ridică în jurul valorii de 450.000 de lei. În primul rând, motivele pentru care aceștia se consideră nemulțumiți, vă spuneam, sunt legate de controlele care au fost efectuate în această vară. Pe de altă parte, alte motive care au dus la această situație, bine, putem aminti cele legate de personal și ei au ținut să precizeze faptul că sunt nevoiți să aducă personal din alte țări, cum ar fi Sri Lanka sau Bangladesh, pentru că românii din țara noastră doresc niște salarii mult prea mari pentru disponibilitatea de care aceștia dispun în acest moment. Pe de altă parte, vedem că acești oameni care vin în țara noastră învață meserie, după care aleg să plece în alte țări unde sunt mai bine plătiți, cum ar fi Bulgaria, Grecia sau Germania.